ziua. Într-adevăr, așa cum îl cunoaștem pe președintele Traian Băsescu, nu cred că va sta deoparte și va participa cu siguranță și el la această mare îmbrățișare. Suntem în capitala de suflet a tuturor românilor, la Alba Iulia, iar sufletul acestui oraș este tocmai cetatea Alba Carolina. Aici, pentru ca orașul Alba Iulia să intre în cartea recordurilor, ar fi suficient ca 6.624 de oameni să se îmbrățișeze, să-și dea mâinile în jurul acestei cetăți. Desigur, este prezent aici și unul dintre reprezentanții Guinness Book, un judecător care va omologa acest record și astfel Alba Iulia va ajunge să fie cunoscută mult mai bine în întreaga lume. Emanuel, văd oameni îmbrăcați cu tricouri albe, cu ceva în semne roșii. Sunt și în semne electorale, prin preajmă. Ai văzut cumva astfel de semne ale oricărui partid? Evenimentul este depolitizat. Sunt tricouri special pentru acest eveniment. Tricouri care au în semnul emblema municipiului Alba Iulia și prin care cei care participă doresc să se identifice la acest eveniment. Desigur, vor putea participa și civili care nu au astfel de tricou, dar care doresc să îmbrățișeze cetatea Alba Carolina, să își arate iubirea față de acest monument istoric. Emanuel Drăgușin, mulțumim. Din clipă în clipă vom primi imagini în direct de acolo, de la Alba Iulia. Încercăm să-l urmărim și pe președintele Traian Băsescu, așa cum ne spunea colegul nostru, este posibil ca șeful statului să se prindă în acest lanț uman. Ar fi nevoie de